Hei, sunt Tania Cosma, make-up artist bourgeois România și ne-am întâlnit la un nou tutorial. De această dată totul despre ruj, evident. Avem o nouă colecție, Fall in Love, în gama ruj velvet de lipstick. Astăzi le-am încercat, evident, și vreau să vi le arăt și vouă. Prima nuanță, numărul 14, brownette. O nuanță de maro ciocolată și vă arăt imediat. Foarte catifelată, foarte cremoasă și foarte pigmentată. Trecem la a doua nuanță, care este numărul 16, se numește Cara Melody. Un cappuccino ceva mai intens. Se vede? Perfect. A treia nuanță, numărul 17, From Paris with Mauve. Foarte interesant. Este un mauve pudrat. Foarte drăguț. Următoarea nuanță, numărul 18, și anume Mauve Marta. Din nou un mauve roze pudrat. Îmi place că sunt extrem de cremoase și extrem de pigmentate. Următoarea nuanță, 19, și anume Place du Rose. O să observați în un pigment cu un roze mai intens. Următoarea nuanță, 20, și pregătiți-vă, e ceva foarte, foarte intens, și anume Plum Royal. Deci este senzațională această culoare. Următoarea, una extrem de contrastantă cu Plum Royal, nuanța 21, și anume Grand Roi. O să vedeți ce diferență. Observați cât de cremoase sunt. Evident, trecem la următoarea nuanță, 22, și anume Mocadero. Un nude interesant de toamnă și iarnă. Perfect arată. Trecem la următoarea nuanță, 23. Of Paris. Este ceva mai închis, dar tot din categoria nuanțelor de nude. Perfect. Următoarea nuanță, 24, și anume Parisian. E ceva un pic mai cald, un pigment de roșu, un maro cu pigment de roșu în el. Și trecem la o altă nuanță extrem, extrem de intensă. 25, Maca Brown, pe care o voi aplica aici sus, să o vedeți că seamănă un pic cu cea pe care am început-o, doar că are o ușoară tentă de mov. Perfect! Și ultima nuanță, 26, French Opera. Un maro mov. Foarte, foarte frumos, ideal pentru sezonul de iarnă. Ei bine, ați văzut cele 12 nuanțe. Le-am chiar aici. Bineînțeles că am și preferatele mele, așa că am ales 6 dintre ele. Nu știu, aici, 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 dar mai bine mă opresc. Vă las să vedeți care sunt propunerile mele pentru voi. Pe mine această nouă colecție m-a cucerit, așa că sunt foarte curioasă să văd care sunt preferatele voastre. Sper că v-ați dat seama cât de catifelate, cât de cremoase, cât de pigmentate sunt. Nu rămâne decât să le încercați și să vă bucurați de ele în stilul bourgeois. Până data viitoare, vă pup într-un stil chic!